drum spre Capernaum. Ruine din vechiul oraș Capernaum, care a fost distrus conform predicerilor biblice. Casa Sfântului Petru. E ela começou a seguir. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, trouxeram todos os enfermos e possessos. E a cidade inteira estava reunida junto à porta. Memorial de Santo Petro. Leitura é Marcos, capítulo 1, versículos. Pessoal, ainda a explicação 16. E temos para falar mais. Tot din ruinele Capernaumului. Prima sinagogă unde învățau pe copii Tora și Talmudul. De aici se vede mai bine memorialul Sfântul Petru. Tot din interiorul sinagogii, din ruinele sinagogii, mai bine spus. Și alte ruine, se pare că pietrele negre sunt din perioada lui Iisus. Celelalte sunt mai târzie, mai din perioada bizantină, pietrele albe. Această inscripție? Irod Agripa, fiul lui Irod cel Mare, împreună cu copiii, a ridicat această coloană. O piuă ceva. Templu care se transportat pe roți. Nu, fiul lui Zebedeu, fiul lui Ioan, care fiul la rândul lui fiul lui Ioan. Uitați acolo e vagonul, pe piatra aia. Dar nu știu când o aprind, da. Prima reprezentare a menorei. Dacă se aprinde. Nu le știu bine că primesc calendare de la colegi. Da? Ca să știu să ferice. Am avut prietene vrei, dar tot ce... Ce frumos,
N-avem ghid. Fac și eu ce pot. Asta e. După acestea, Iisus s-a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiade și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru și Toma cel lui Giacomo și Natanael, cel din Cana Galilei, și fiii lui Zebedeu și alți doi din ucenicii lui. Simon Petru de azi a înviat din morți. Iar ucenicii n-au știut că este Iisus. Deci le-a zis Iisus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Iar el le-a zis, aruncați freaja în partea dreaptă a curatii și veți afla deci. Au aruncat și nu mai aveau să o tragă de mulțimea peștilor. Și a zis lui Petru, ucenicul acela pe care îl iubea Iisus. Vorba de Iisus. Biserica Multiplicării. Aici a multiplicat în zona asta Iisus peștii și pâinea. Este un mozaic al modificării în fața altarului. Gata? Vechea bazilică. Da. Și ruine la vechea bazilică în față. Animalele care intrau în zonă. Mozaică. Asta e mozaicul vechi, al vechii bazilici. Da, sunt fundații de vechi biserici din secolul 4 de Hristos. Și s-o luați așa, să fie... Aia, doi sunt extra. Îți iau din față. O altă piua și mărcând mai departe. Da. De pe terasa bisericii. Departare se vede Marea Galilei. Fine, o bine liniște, fără scandalul făcut de ataguri și atâta copii care au intrat în biserică. Minunăție.
jur împrejurul bisericii, care formă octogonală, este înconjurată cu un peristil și fac filmările din acest peristil în diferite unghiuri. Măi, să mă, ce să fac? Ești fac Muntele Fericirii. Poate se aude slujba religioasă. Treba, cum te numești? Legiune? În depărtare se vede Capernaum. Rădăcini interesante și niște pomi, cred că multiseculari. Hai să fie, nu știu. Eu știu ce văd e ficus acum. Eu îi filmez ce-or fi. Și plecarea cu bărbuța. Bărbuța lui Iisus. Da. Nu, casa nu, aia vechi. E bine. Ne suntem cu asta, baia nouă. Noi așa bine. De ce? Aici? E Marea Galilei. Centru. Ce spun, că dau la piscină și aia e sub.